Doi hoți din județul Mehedinți și-au găsit prada perfectă, și anume o pensionară în vârstă de 69 de ani, căreia i-au furat bijuterii de aur în valoare de 9.500 de lei. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale sub coordonarea prim-procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânjumare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Poliției Oraș Vânjumare, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Poliției Orașului Balș, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Comuna Pătulele și Orașul Balș, județul Olt. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri folosite la comiterea faptelor. Din cercetări a reieșit că la data de 21 iulie anul curent, doi bărbați de 42 de ani, respectiv 68 de ani, din Drobeta Turnu Severin, respectiv orașul Balș și județul Olt, ar fi pătruns în locuința unei femei de 69 de ani din orașul Vânjumare și ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 9.500 de lei. Totodată au fost puse în aplicare două mandate de aducere. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentați unității de parchet competente cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive. Totodată au fost puse în aplicare două mandate de aducere. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentați unității de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.